4 persoane au fost rănite după ce un autoturism a virat la stânga pentru a intra pe podul de acces către locuință fără să acorde prioritate de trecere unui autoturism condus regulamentar din sens opus de un tânăr de 22 de ani din comuna Scoarța. Intra pe pod aici și a venit băiatul ăla prin depășire și a dat frontal. A constatat faptul că o tânără de 27 ani din comuna Crușeț, în timp ce conducea un autoturism pe raza cartierului Drăgoieni, a efectuat un viraj la stânga pentru a intra pe podul de acces la locuință și nu a acordat prioritatea de trecere unui alt autoturism condus regulamentar din sens opus de un tânăr de 22 de ani din comuna Scoarța. În urma impactului, un minor de 14 ani și o femeie de 46 de ani, ambii din municipiul Târgu Jiu, pasageri în primul autoturism, precum și doi tineri de 22 și 26 de ani din comuna Scoarța, pasageri în cel de-al doilea autoturism, au suferit leziuni, fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. O tânără de 27 de ani din Crușeț a declarat că era la volanul primei mașini. Asta pentru a-și proteja ruda băută care se urcase la volan. Bărbatul în vârstă de 49 de ani din Târgu Jiu a ieșit din mașină imediat după producerea evenimentului și a fugit de la locul accidentului. În urma continuării verificărilor, s-a stabilit faptul că primul autoturism a fost condus de un bărbat de 49 de ani din municipiul Târgu Jiu, care a părăsit locul accidentului fiind identificat la domiciliul său. Acesta a fost testat cu etilotestul, rezultând o concentrație de 0,42 mg per litru alcool pur în aerul expirat. De asemenea, s-a mai stabilit și faptul că cel de-al doilea autoturism condus de tânărul de 22 de ani a fost radiat din circulație de către autoritățile din Ungaria. Jurnaliștilor, bărbatul le-a spus că era în curte și de acolo ar fi auzit bubuitura. Fiul său se afla în mașină, se întorcea de la o petrecere. O bubuitură și atât. Și când ați ieșit afară? Când am ieșit afară, erau mașinile... poziția care sunt acum. Victimele? Victimele am avut copilul în față, de era prins cu picioarele, și sorul meu în spate. Și partea asta erau mai mulți pe lângă mașina, nu știu cine a fost și cum a fost. Deci nu, și doar atât am luat borna de la bateria din mașină, că ieșea fund din prima mașină și aveam copilul prins în față cu picioarele. Și nu erați în mașină? Nu, eu eram în pat, la televizor acasă. Sunteți rudă cu ei? Da! Deci sunt... copilul meu era în dreapta, vedea de la preajba, de la ziua lui nepotul meu. Ambii șoferi s-au ales cu dosare penale. Unul pentru că s-a urcat băut la volan și astfel au fost rănite mai multe persoane, iar celălalt conducea o mașină radiată din circulație.